Stimați cetățeni și reprezentanți ai presii, astăzi Curtea Constituțională a pronunțat avizul privind proiectul de lege pentru modificarea Constituției prin referendum, proiect care are ca obiectiv integrarea în Uniunea Europeană. Proiectul de lege constituțională, înaintat de 46 de deputați, urmărește includerea în preambulul Constituției a unor prevederi referitoare la direcția politică a statului Republica Moldova și completarea Constituției cu un nou titlu, Integrarea în Uniunea Europeană. Titlul are un articol referitor la procedura aderării Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și la actele de revizuire a acestor tratate. De asemenea, articolul urmărește stabilirea priorității normelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene față de dispozițiile contrare din legile interne. Semnatarii inițiativei de modificare a Constituției propun aprobarea textului de lege prin referendum. Posibilitatea revizuirii Constituției pe calea referendumului și-a găsit consacrarea constituțională prin interpretarea colaborată a articolelor 2 și 75 din Constituție. Curtea a reiterat că hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională și parte integrantă a Constituției. Ele fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează. Astfel, pe baza articolelor 2 și 75 din Constituție, în lumina jurisprudenței constituționale, Curtea a subliniat că în cadrul referendumului republican constituțional, poporul are prerogativa de a-și exercita direct suveranitatea națională, exprimându-și voința cu privire la cele mai importante probleme ale societății și ale statului. Hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican constituțional au putere juridică supremă, fără o eventuală confirmare a Parlamentului. Curtea a reținut că inițiativa legislativă de revizuire a Constituției a fost înaintată spre avizare de mai mult de o treime din numărul deputaților din Parlament. Prin urmare, este respectată condiția articolului 141, aliniat 1, litera B din Constituție. Curtea a notat că revizuirea Constituției inițiată de deputați nu cade la această etapă sub interdicțiile temporale prevăzute de articolele 63, aliniat 3 și 142, aliniat 3 din Constituție. Curtea a constatat că inițiativa de revizuire a Constituției nu afectează caracterul suveran, independent și unitar al statului Republica Moldova, nici statutul de neutralitate permanentă, suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora prin modificările propuse. Curtea a observat că propunerea legislativă aduce la îndeplinire un efort de durată al statului Republica Moldova și al autorităților cu ei publice de apropiere de Uniunea Europeană. În perioada de timp care a trecut de la adoptarea Declarației de Independență, autoritățile constituționale au încheiat și ratificat multiple acorduri internaționale cu Uniunea Europeană. Ele au adoptat multe acte normative care au avut ca scop alinierea la standardele existente în Uniunea Europeană și armonizarea legislației naționale la legislația ei. Curtea a subliniat
că o eventuală accedere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va submina supremația Constituției în sistemul de drept național din perspectiva suveranității naționale. Normele constituționale nu își vor pierde forța obligatorie sau nu își vor modifica esența, tocmai datorită existenței articolului 8 din Constituție, care instituie principiul respectării cu bună credință de către autoritățile naționale a obligațiilor internaționale pe care le are Republica Moldova. Tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene, se vor încadra în categoria tratatelor internaționale pentru Republica Moldova, odată ce vor fi respectate exigențele constituționale ale semnării și ratificării lor. Republica Moldova va rămâne o entitate suverană, menținându-și dreptul de a denunța tratatele internaționale al căror membru nu mai dorește să fie, potrivit condițiilor stabilite de Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor. Mai mult, în jurisprudența sa, Curtea a notat că competența statului de a-și asuma angajamente internaționale este un element al suveranității statului. Delegarea anumitor competențe ale statului către instituțiile internaționale privind încheierea unor tratate nu antrenează renunțarea la suveranitate. Aceste tratate reprezintă convenții prin care deținătorul de suveranitate deleagă anumite competențe spre o altă autoritate. În relațiile internaționale ale statelor și ale organizațiilor internaționale, acestea din urmă sunt instituțiile în cadrul cărora statele își unesc suveranitățile și resursele pentru a soluționa probleme comune și pentru a găsi soluții comune reciproc acceptabile, acționând astfel în favoarea intereselor lor naționale. Astfel, statele Uniunii Europene au hotărât că unele atribute pot fi realizate mai bine prin efortul comun, realizat sub tutela instituțiilor europene. Pe această cale, statele și-au consolidat suveranitatea, împărțind atât costurile cât și beneficiile unei asemenea colaborări. Curtea a notat că, în prezent, preambulul Constituției reafirmă devotamentul statului Republica Moldova față de valorile general umane și dorința de a trăi în pace și bună înțelegere cu toate popoarele lumii, conform principiilor și normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional. Scopul declarat al proiectului de lege constituțională este integrarea în Uniunea Europeană, iar acest scop este compatibil cu Constituția, având în vedere că modelul dreptului Uniunii Europene presupune coexistența ordinilor juridice ale statelor membre și operativitatea lor simultană, în vederea protejării valorilor universale ale drepturilor inviolabile și inalienabile ale persoanei, precum și libertății, democrației, egalității și statului de drept. Curtea a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană presupune și alinierea la standardele și principiile pe care aceasta este fondată, inclusiv pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și al statului de drept, principii care sunt comune statelor membre. Mai mult, Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au obligat să respecte toate principiile și prevederile Cartei ONU,
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Cartei de la Paris pentru o nouă Europa, Declarației Universale a Națiunilor Unite cu privire la drepturile omului și Convenției Europene pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Proiectul de modificare a Constituției nu presupune o renunțare de la îndeplinirea acestor obligații. Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat că inițiativa de revizuire a Constituției nu afectează caracterul suveran, independent și unitar al statului Republicii Moldova, impus de articolul 1, aliniatul 1 din Constituție, nici statutul de neutralitate permanentă, prevăzut de articolul 11 din Constituție. De asemenea, conținutul inițiativei de revizuire a Constituției nu presupune suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Așadar, Curtea a constatat că inițiativa de revizuire a Constituției prin referendum respectă condițiile impuse de articolul 142 și poate fi prezentat Parlamentului spre examinare. Vă mulțumesc!